Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Fabuloasă istoria de la Republica Fantastică România de azi. Ia. Eu presupun că vă mai amintiți relatările despre politicienii noștri repetenți. Lideri de partid, de camere parlamentare, miniștri care au făcut facultăți fie în câte 8 ani în loc de 4. Adică e pe bune. Nici nu e greu să-mi aduci aminte. Da. Sunt suficient de mulți. Așa. Sau exact pe dos, s-au trezit genii la 40 de ani după ce au devenit oameni importanți în statul român și au terminat câte 2 facultăți, un masterat și un doctorat într-un an, 2. De obicei, în timp ce mai dețineau și câte o funcție politică pe undeva. Deci, în cursul zilei erau miniștri, președinți de Consiliul Județean, secretari de stat, ceva de genul ăsta, și după aceea, în partea a doua zilei, mai spre seară, erau cu burta pe carte. Studențache. De la distanță. Dar viitorul se construiește chiar acum. Probabil că în câțiva ani vom avea politicieni de top care își vor trece în CV-uri că au luat burse de merit la școală. Cine să mai verifice după aia pentru ce note au luat bursele respective? Pentru că da, în țara noastră cu totul fantastică, acum este posibil să iei bursă de merit din partea statului român, chiar dacă ești o loază perfectă și ai media 4,59. 4,59. Serios? Da. Mamă, i-aș fi rupt dacă erau regulile astea când eram eu mic și la școală. Totuși, media asta n-am avut-o, deci aș fi fost lux, bombă, premiant, înțelegi, dacă se primește de la 4,59. Ai nebunit. Pe alții care se pricep. Băi, te rog să vorbească deci, pe tema asta. George, cum crezi deci, că ne-am fi simțit noi? Bursa ar fi primit numele meu. Pe mine m-ar fi încurajat, să știi. Eu aș fi dat mai mult anul următor. Dacă aș fi primit o bursă. 4,62. Da. Bun, și pe de altă parte te gândești că la o medie de 4,59 poți să iei bursă de merit mai mulți ani la rând. Că practic la 4,59 mai rămâi un an să te califici pentru. Ai mai multe șanse, nu? Ai prins-o greu pe asta. Te-am prins-o greu pentru că nu e adevărat. Cum la nu e adevărat? 59 mergi mai departe. Cum cine te mai poate opri? E peste 4,50. Păi și ce mă se promovează acum cu peste 4,50? Se rotunjește. Nu se rotunjește, mă. De o viață se rotunjește. La media finală? Inclusiv la media finală, da. Când îți iese 4,59, se face 5? Se face 5, normal că se face 5. Tu pe ce crezi că ne bazăm? Sper. Bun, n-am fost în situație, nu mai știu. Deci, povestea asta se întâmplă la Liceul Tehnologic Elie Radu din Ploiești. Trebuie să vedem cine a fost domnul sau doamna Elie Radu. Potrivit metodologiei cadru oficiale stabilită de Ministerul Educației, pot lua bursă de merit cei care se încadrează între primii 30% dintr-o clasă, din punctul de vedere al notelor. Adică, mai clar, de acest stimul financiar pot beneficia primii 30% dintre elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale. Pragul ăsta de 30% este impus de minister și aparent nu se referă și la anumite note minime. Adică dacă te încadrezi cu media ta în primii 30%, în ordinea mediilor, nu mai contează cât e media. Dacă ăsta e liceul și 4,59 e 30%, ești bine? Deci adunați din clasele de la Liceul Tehnologic Elie Radu din Ploiești, sunt 373 de elevi care au prins bursa de merit. Cea mai mare este undeva pe la 90 ceva, evident, iar cea mai mică medie dintre acești 373 este acest tânără speranță, 4,59. Iată ce declară directoarea instituției, citată de G4 Media. Avem copii la liceu cu media 9,86. Coborâm lista și ultima medie la profesională este a unui elev care primește anul acesta bursă de merit pentru nota 4,59. Vorbim de acele cazuri de elevi admiși la liceu cu note la evaluarea națională de 2 și 3, a precizat directorul. Dai seama, oftică pe aia care au 3,50, 3,80, au ratat acasă, știi? Mămică, dacă luai și tu, măcar 4 să fi luat. Băi, dacă luai 4, măcar 4 luai bursă de merit, 450 de lei. Să ai 3,80, imaginează-ți, ești la sub un punct distanță de bursa de merit. Am pierdut. Cum a fost la școală? Domnule, am fost un elev, am pierdut, vă spun, bursa de merit pentru doar câteva zeci. Da, la mustață. Cum s-a ajuns la o asemenea aberație? Ca urmare a unei schimbări de regulament decisă toamna asta de Ministerul Educației, până în septembrie existau 2 burse separate care se acordau în funcție de medii, adică era bursa de merit pentru elevii cu medii minime de 9,50
și cea de studiu, care se dădea pentru elevii care aveau medii ceva mai mici. Cred că ajungeau pe la 7,50 sau ceva de genul ăsta. Ministerul le-a comasat cumva, a eliminat bursa de studiu, a schimbat formula de acordare a celei de medii, după cum se observă. Deci a fost eliminat pragul de 9,50 și s-a stabilit ca până la 30% dintre elevii dintr-o clasă să o primească în funcție de mediile lor. Și rezultatul este această situație totalmente bizară despre care am vorbit, în care la liceele bune, unde e competiție mare, sunt elevi cu note foarte mari, pragul de la care nu se mai acordă burse de merit poate fi chiar și de 9,50 sau mai mult, 30%, nu? Dacă toți au note bune, asta e. În timp ce în alte locuri, cum e cazul liceului Elie Radu, ajung să ia burse de merit, chiar și repetenții, aș crede, dar înțeleg că se rotujește media, deci... Să vezi ce bătaie va fi anul ăsta la admitere la liceile astea mai pentru da, bursa asta. Da, asta e tragedia, că zice că nu se rotunjește media anuală, măi, așa cum ai spus tu, dar se confirmă de la mai mulți ascultători. Deci mie îmi pare foarte rău și e o nedreptate și ar trebui să uite, să facem o emisiune pe tema asta. Bă, dacă e peste 4,50, bate în 5. Corect? Corect. De ce să nu rotunjim? Ce e asta? Adevărat. Deci omul a demonstrat că a încercat. Și bursă de merit, de ce să nu-l ajutăm? Iar domnul Elie Radu, născut la Botoșani, decedat în 1931, a fost inginer constructor de poduri și șosele, pedagog și academician român. Săracul, dacă ar ști el ce se întâmplă la liceu. Un luptător pentru drepturile profesionale ale inginerilor. Dacă ar ști el ce se întâmplă la liceu care poartă numele. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.